Ne-am întors în direct în emisiunea care astăzi tratează două subiecte, spun eu, ale zilei. Primul, președintele României, domnul Klaus Iohannis, a avizat, a aprobat documentele de trimitere spre judecată, spre urmărire penală a dosarului în care Ion Iliescu, Petre Roman și Gelu Voican Voiculescu sunt acuzați de crime împotriva umanității în timpul evenimentelor, în timpul Revoluției din decembrie 89. Al doilea lucru care astăzi a marcat societatea românească, nenumăratele proteste în spitale, dar nu doar în spitale, și la Ministerul Sănătății, negocieri iureș mare în sistemul de sănătate, pentru că salariile promise a fi europene, salariile promise a crește spectaculos în sănătate, de fapt a fost o poveste gen Radio Erevan. Nu era plapumă, era bicicletă și nu i s-a furat, ci i s-a adus înapoi. Așa și aici. Foarte mulți oameni din spitale, foarte mulți, au primit și primesc salarii mai mici pentru că, deși le-au crescut sau au fost creșteri salariale, regimul sporurilor a făcut ca banii duși acasă să fie mai puțini. O să încercăm să-l sunăm așa cum am promis pe Dumitru Dincă. Unul e la telefon? Salut, salut Mitică! Noroc! La telefon, oameni buni, una dintre legendele Revoluției Române din 89, Dumitru Dincă. Te-am sunat, Mitică, pentru că l-am alături pe Doru Mărieș, nu știu dacă ești în fața unui televizor, pentru că astăzi președintele Iohannis a aprobat, a avizat dosarul de urmărire, de trimiterea, a solicitat urmărirea penală împotriva lui Iliescu Roman. Știu! Bravo! Și era un moment în care tu, efectiv, unul dintre puținii incontestabili revoluționari din 21 decembrie 1989, să-ți pui punctul de vedere dacă tu mai crezi în actul de justiție și dacă are sens sau nu are sens și de ce mai face sens finalizarea acestui dosar. E prima întrebare și aștept să-mi spui. Așa. Te ascult. Deci, să răspund? Da. Are rost, pentru că o vorbă românească spune așa. Mai bine mai târziu decât niciodată. Omul ăsta se face vinovat, mai vinovat decât Milosevic. Milosevic a omorât kosovari, a omorât musulmani, dar n-a omorât sârbi. Din ordinul lui Ion Iliescu, după cum mărturisesc foarte mulți, au murit oameni după 22 decembrie, când nu mai trebuia să mai moară absolut nimeni. Sper că o să coboare pronia cerească și asupra justiției românești și o să o călăuzească înspre a face dreptate, pentru că fără dreptate noi nu putem exista. Pe mine nu mă interesează averi, nu mă interesează palate, nu mă Mitică, oprește-te puțin să am o discuție cu colegii mei. Nu există mă noțiunea de fost revoluționar. Tăiați cuvântul fost, că îl jignim. Ăsta, le spun și colegilor și celor de acasă, ăsta care vorbește, Dumitru Dincă, este între puținii revoluționari pe bune. Pe bune. Ăsta a stat în fața armelor, ăsta a stat sub gloanțe, ăsta e între puținii care chiar nu merită titulatura de fost. Pe parking în 21, s-a expus sus pe parking în 21. Bravo, mă! Deci, tăiați-o pe aia cu fost, vă rog eu, este revoluționar Dumitru Dincă. Iartă-mă, Mitică, zi încă o dată. Dom'le, eu am să fac tot ce e posibil omenește. Am să găsesc probe, că deja am găsit. Am să găsesc probe să demonstrez că omul ăsta împreună cu clica lui, cu camarila lui, se fac vinovați pentru aproape 1000 și ceva de morți. Pentru că să știți că pe timpul Ceaușescu au murit decât la Timișoara și puțini. Și au mai murit la București în noaptea de 21. Însă majoritatea covârșitoare din cei peste 1300, pentru că 1300 e oficial, dar neoficial, mai sunt cel puțin 1000 de oameni. Fii atent, Mitică, ce rugăminte mare am ca să nu te țin foarte mult la telefon. Am avut o discuție în direct cu Doru Mărieș, urmare a unei povești pe care am spus-o în premieră la televizor, n-am vrut să o spun niciodată, dar a venit vorba azi, nu știu cum. Cu ceva ani în urmă, Dumnezeu să-l odihnească Dan Iosif, îmi povestea, ne aflam într-un turneu oficial al lui Ion Iliescu în Asia, eu reprezentam TVR-ul, el era consilier al președintelui Iliescu,
la un șpriț lung, 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 eu nu consum alcool, dar eram acolo, Dan, după cum știi, Dumnezeu să-l ierte, le mai avea cu băutura, mi-a spus că Petre Roman n-a fost nicio secundă la baricadă în noaptea de 21-22. Eu așa crezut. Este. Poftim? Așa este. Poftim? Nu a fost nicio secundă, nu a fost nicio clipă. Eu am făcut o prostie pe care mi-o asum. Bravo. Pentru că nu pot să nu mi-asum. Băi, să-ți dea Dumnezeu sănătate și eu și Mărieși ne crucim și te urmărim. Zi-mă, domnule. Hai okay. Să spun de ce. Să spun de ce. Ia zi-mă, mitică. Eu în noaptea aia de 21, când eram la baricadă, am văzut unul într-un pulover verde. Deci, într-un pulover verde. Care a trecut pe acolo și, mă rog, mi-a rămas așa în minte o fizionomie de om bunăț cu un pulover verde. Că nu prea erau mulți în pulovere. La un moment dat, și Radu Silaghi și Romeo Raicu zice, băi, mitică, ăsta a fost la baricadă, mă. Bine, unde da. Dracu a fost? Unde dracu a fost mai la baricadă? Și da, domnule, eram pulovă. Bine, bă, dar să spunem că Romeo Raicu este finul lui, mă. Adică îmi pare rău, eu sunt prieten cu Romeo. Eu sunt prieten cu Romeo din decembrie ca și tine. Dar Romeo Raicu, eu nu cred că are puterea pe care o ai tu să recunoască la o televiziune de știri națională. M-au păcălit. Pentru că mi-am dat seama că am fost păcălit ca un maimuțoi. Așa că numai maimuțoii sunt păcăliți. Când l-am văzut că a apărut într-o emisiune, de data asta cu un pulover roșu. Zic, stai-mă puțin că ăsta, eu am văzut un om cu un pulover verde, nu cu un pulover roșu. Da. Ca să aflu ulterior, din discuții cu oameni, că oamenii mă opresc mereu, ca să aflu că el în data de 21 decembrie, el era de fapt pe undeva pe la vânătoare, pe la Scroviște. Mulțumesc mult, mitică, nu mai am timp, trebuie să luăm publicitate, revenim imediat. Dezvăluire absolut incendiară a lui Dumitru Dincă, zis Gogoșaru, în direct la noi la emisiune. Revenim imediat. Ne-am întors pentru ultima parte a emisiunii, așa cum v-am spus de la bun început, protestele numeroase și virulente ale corpului medical, asistente, brancardieri, oameni care asigură bunul mers, sau mă rog, mersul, bun sau rău, voi spuneți cei de acasă al spitalelor, protestele au generat azi iureș mare în capitală, dar nu numai. În multe județe, în multe spitale județene a ieșit lumea în curtea spitalului să protesteze pentru că, așa cum vedeți, o să dăm pe ecran acest document. Este în exclusivitate, l-a obținut B1 TV astăzi. Lăsă-l așa puțin fix ca să vadă lumea despre ce-i vorba. Sus vedeți în capul de tabel secția, funcția, pierderea tot. Sunt patru rubrici, mare atenție. Secția, laborator, anatomie patologică, asistent. Pierdere totală, 27.670.000 de lei, adică 2.767 de roni. Pierdere netă, acasă, 1.632 de lei. Și așa mai departe. Deci aveți secția unde lucrează fraierul, că nu mai pot să-i spun acum că este personal medical. E un fraier. A crezut ce au spus ăștia. Laborator, analize medicale, dispensar, TBC, dispensar, internări, statistică informatică, administrativ. Și o să vedeți, dă-i să curgă, aveți pierderea, ultima coloană este pierderea în buzunar. Cu cât s-a dus fraierul sau fraiera acasă, mai puțin bani pe luna asta. Domnule Ciocan, hai să dăm drumul câinilor, că nu se mai poate. Cum ați ajuns aici, de la salarii ca în Occident, una, și apoi o să vă dau și, cum se spune, letala, întrebarea care a venit de la foarte mulți telespectatori. Dar întâi explicați dumneavoastră ce se întâmplă acum pe ecran, ce văd oamenii. Ceea ce se vede aici e legat de venitul total realizat de către salariații spitalelor. Nu cunosc exact care este spitalul, dar bănuiesc că după ce vedem aici mai multe rubrici TBC, surse de noi, cred e real documentul, după, da? După majoritatea, după faptul că văd de mai multe ori TBC, cred că e un spital TBC, e un spital de monoprofil, de monospecialitate, în care sporul TBC
în vechiul regulament de sporuri era de 100%, acum e reglementat la 85%. Doar că asta e o primă sursă a pierderii salariale pentru angajații din spitalele monoprofil. Nu doar TBC, și cei de la NASTA, care este cea mai tare unitate din România. Exact. Cea mai tare unitate din spitalul NASTA. Au ieșit și ei săraci în stradă. Păi da, pentru că sunt în aceeași situație. La NASTA pierderile cred că sunt și mai mari decât aici. Pentru că fiind un spital în subordinea Ministerului Sănătății, procentul alocat nu acoperă nici măcar plata sporurilor la valoarea lor minimă. Ce ați negociat? Valoarea minimă fiind 50. V-am văzut sub geamul nostru la B1 TV, vis-a-vis Ministerul Sănătății, delegația voastră ieșea de la negocierile cu doamna ministru. Ce ați negociat? Ce ați obținut? Am avut o întâlnire cu Ministrul Sănătății și cu Ministrul Muncii și cu Secretarul de Stat din Ministerul Finanțelor Publice. Trebuie să subliniez și acest lucru. Discuțiile s-au purtat pe măsuri reparatorii pentru a nu pierde salariații. De fapt, aici am ajuns să negociem astăzi, după un an jumate de aplicare a acestei faimoase legi a salarizării unitare, astăzi încă negociem cum facem să nu piardă oamenii la salarii. E, măsura de cârpeală de moment care s-a găsit este aceea de a se interveni cu niște sume pentru fiecare salariat care vedem acolo care are minus 580, 600, 800 de lei, mai puțin la salariu, să compensăm această pierdere cu alte sume compensatorii. Eu nu am afirmat că nu va scădea niciun salariu. Eu pot să garantez că niciun salariu din România nu va scădea în momentul în care vom schimba sistemul de contribuții. Ce pot să vă spun cu certitudine este că salariile nu scad, ba dimpotrivă. În primul rând aș vrea să precizez că prin legea salarizării unitare toate salariile din sectorul bugetar cresc cu 25%. 20.000 de oameni amenințați, domnule Ciocan, că nici nu vreau să comentez. Acesta este sincronul emisiunii, e declarația emisiunii. Eu nu o comentez. Ați văzut-o pe Olguța în 2-3 variante, la 2-3 televiziuni, ca să nu fim subiectivi doar la noi sau doar la ei, nu. La toate televiziunile aproape importante de România, Olguța declarând ce ați auzit-o cu urechile voastre. Domnul Ciocan, 20.000 de oameni pe 15 aprilie în stradă, de ce? Așa ați amenințat azi. Nu a fost astăzi, era vorba de 25, corectez și eu că la Radio Erevan, era vorba de 25 aprilie, nu 15 aprilie. 25 aprilie, 25 aprilie, da. Iertați-mă, am memorat eu greșit. Da, era vorba. Și deocamdată am lăsat o pauză de respiro de o săptămână pentru negocieri. Onor conducerea celor două ministere, să vedem cum se așează în pagină ceea ce am convenit astăzi, dacă într-adevăr vor merge aceste măsuri reparatorii către unitățile din subordinea Ministerului, în primul rând, pentru că astea sunt cele mai importante, cele mai mari unități, cele mai importante, cele mai valoroase unități din prima linie de foc, să zicem, a sănătății românești, dar săptămâna viitoare, joi, vom evalua din nou în ce stadiu suntem și vom stabili clar pașii mai departe. Vom începe strângerea de semnături și probabil că totuși, totuși eu nu înțeleg etapele. Și nici oamenii, dacă să nu înțeleg, într-o țară în care guvernul spune cresc salariile, ajunge să aveți 100 și nu știu cât la 100 salarii mai mari. Salarii ca în Occident, ca să nu mai plece medicii, voi ieșiți cu miile în stradă ca să protestați și azi v-ați dus la biata la doamnă ministru să-i săriți la berigă. Pe bune, nu înțeleg românii. Te rog să le explici, Mircea Ciocan, de ce revolta asta într-un sistem care a fost preferențial tratat? Sănătatea a fost tratată preferențial. Îmi permite să pun și o întrebare? Da, te rog eu frumos. Deci, lumea este în stradă și acolo văd brut și net, da? Minus 500, da. Minus 800, minus 1600 chiar. Da. Întrebarea mea, și cred că oricărui om care se uită la televizor, toți știm că li s-a promis 25% în plus. Creștere salarială din martie, nu? Așa vi s-a promis. Nu 25%. S-a majorat, s-a promis și s-a dat prin lege majorarea pentru maximum din 2022 la două categorii profesionale, la medic și la asistentul medical. Toate celelalte categorii profesionale au rămas pe loc, urmând să crească etapizat până în 2022. Bună precizare. Deci, aici deja e un prim element de dezbinare a corpului medical. Dar trebuia să crească și celorlalte categorii salarii. Fără, fără discuție. Păi fără discuție. Minus 500, minus 60, deci, 1600. Pe de o parte, două categorii favorizate care, mă rog, au fost identificate și considerate a fi urgență pentru că ne pleacă oamenii în străinătate, specialiștii, da. Însă și celelalte categorii
categorii trebuiau să beneficieze de majorări salariale. Ori... un leu! De ce-s minus? Da. Asta nu înțeleg. Aici nu are minciună a PSD-ului. E minus faptul că nu s-a înțeles nici până la această ore că sistemul de sănătate este un sistem special în care sporurile nu sunt bonificații, nu sunt prime, nu sunt premii de merit. Sporurile reprezintă o compensație materială a statului pentru că nu poate să-ți amenajeze locul de muncă de așa natură încât să nu te expune la risc. Deci, la risc de îmbolnăvire, de intoxicare, sporurile sunt și pentru sâmbătă și pentru duminică și pentru nopți de gardă. Și... alea sunt altceva, nu sunt neapărat sporuri. Acestea au fost introduse artificial în această limită de 30% a sporurilor. Mircea, am înțeles. Toată lumea bănuiesc că a înțeles. Ați lăsat respiro o săptămână, negocierile vor continua, dacă nu, ieșiți cu miile în țară, în stradă, să vă faceți dreptate. Ce vedem aici sunt proteste spontane. Peste o săptămână sau două săptămâni vom vedea proteste organizate ale federațiilor sindicale. Da, ideea e așa. Și acum am primit mesaj de la o cunoștință, dar am primit astăzi foarte multe întrebări pe mail și direct de la oameni. Vă întreabă pe ăsta de la Sanitas, că știa că veniți voi. Dom'le, ați ieșit vreodată Sanitasul ca să faceți un protest că Doru Mărieș și mama lui trăiește mama ta? Din păcate. Dumnezeu să o odinească. Că Doru Mărieș și alte 18 milioane ca el sunt tratate vai mama lor în spitale, că se cere plicul ca să-ți bage perfuzia, că trebuie să bagi în buzunar ca să schimbe plosca, că nu ai fașă și dacă vrei fașă trebuie să dai șpagă. Sau poate nu ești de acord cu aceste afirmații. Ați făcut vreodată Sanitasul? Au ieșit medici în stradă să protesteze nu pentru salariile lor, ci pentru nivelul scăzut al actului medical în spitale pentru pacient? Dacă nu vrei, nu răspund la întrebare. Răspund fără niciun fel de echivoc. Răspund pentru că vreau să fiu foarte tranșant în această problemă. E o realitate pe care nu putem să o băgăm sub preș. E o realitate. E o realitate faptul că încă în sistemul de sănătate se mai ia șpagă. Și fără nicio problemă vrem să se elimine acest lucru. Dar pentru a avea un corp medical bine motivat din punct de vedere financiar, trebuiește statul să-și asume rolul. Adică tu spui așa, Ciocan, dacă ne crezi salariile într-un mod decent, vine românul cu plicul să dea ca să-i schimbe plosca și... Și colegul meu o să-l refuze. Sau dacă nu refuză, am să-l demasc eu. Bă, vezi că ne păstrezi înregistrarea asta, Mircea. Da, vreau să o păstrați, absolut. Până la urmă e o umilință și pentru cel care dă și pentru cel care îi primește. Trebuie să fim franc. Pentru că, umilință. Să știți că mi-amintesc de perioada când mai aveam și eu membri de familie în situația de a fi bolnav. Și trebuia să mă duc la o clinică, nu tocmai în orașul în care eu lucram, să mă duc la o clinică mai departe. Și, sigur, profesorul sau medicul, mai în glumă, mai în serios, zicea, băi, lasă că suntem colegi. Și eu mă simțeam jenat. Bă, oare nu vrea să ia, oare nu... Poate sau chiar funcționează colegialitatea. Deci, e un fel de jenă. Eu te știu, băiat serios. Tu spui cu seriozitate sau spui doar că ești la B1 la televizor? Dacă statul acesta reușește într-un târziu, penibil cum e acum, reușește totul să dea salarii decente asistentei, bracardierului, portarului, medicului, anestezistului, tuturor, nu se va mai duce românul cu plic? Vom ajunge ca în Germania să mergem la spital liniștiți că nu ne trebuie bani în buzunar ca să ne schimbe perfuzia? Vreau să fac precizarea din capul locului. Și astăzi sunt foarte mulți profesioniști care își fac, foarte adevărat, fac meseria foarte cu adevărat devotament, foarte și vă refuză. E o schimbare de atitudine în ultimii ani. Și care vă refuză. Urmă să fac eu precizarea. Foarte mulți sistem care fac act medical. Laud. E o normalitate. Asta e normalitatea. Spre asta tindem. Dacă asta e ținta pe care ne-am fixat-o, atunci e obligatoriu statul să-și respecte profesioniștii, așa cum a încercat să o facă. Profesioniștii nu sunt numai medici, mă, Mircea. Medicul, asistentul, infirmier, întregul corp medical. Există asistente medicale care sunt niște profesioniști desăvârșiți și pe alea nu le-a văzut nimeni, care nu pleacă din țară săracele sau pleacă mai puține. Ce așteptări am de la colega infirmieră care merge cu 500 de lei mai puțin acasă de la o lună la cealaltă, da? Și care îmi răspunde mie sau îi răspunde celuilalt coleg, asistentului sau medicului, și spune, domnule, păi am să fac și eu așa. Mai ai timp să sunăm la Roșiori? Hai, sună repede pe doamna lider sindical de la Roșiori, care, de la Teleorman, care au ieșit azi în curtea spitalului de TBC. Au reușit să ne învrăjbească, asta e concluzia. Nu se din mai înțelege un cum. Întrebare grea. Din
prostie sau și-au propus? Eu nu cred că și-au propus, dar le-a ieșit totul pe dos. În ciuda faptului că în sănătate, într-adevăr, trebuie să recunoaștem, s-a făcut un efort bugetar uriaș de a introduce bani în sistem, s-a făcut nuanțat, da? S-a făcut doar la anumite categorii profesionale spre dezaprobarea altor categorii profesionale la fel de importante, și am să vorbesc de farmacistul șef, da? Care are același traseu profesional ca și medicul, are o facultate, are un rezidențiat făcut, obține titlul primar, știe să citească, da? Rețeta, care e clinician, lucrează în spital alături de medic, el a rămas la un salariu aproape de infirmieră, iar medicul se duce la 2022. Ei, întreaga grilă de salarizare s-a distorsionat cel puțin pentru următorii ani, până în 2022, când lucrurile probabil posibil să se așeze. Nici atunci nu avem speranța. Parcă ești ziarist, parcă ești moderator de emisiune. Cu multă eleganță și dibăcie, ai ocolit să-mi răspund la întrebare. Ai văzut vreun meeting în ăștia 28 de ani făcut de medici, asistente, cine vrei tu, farmaciști, pentru pacient, că e tratat vai de mama lui și moare cu zile în spital de nozocomiale și de lipsă de sânge și de... Noi am avut la cele mai multe acțiuni revendicative ale Federației Sanitate, la fiecare grevă, una cel puțin din revendicări a fost ameliorarea condițiilor de muncă și de viață a persoanei îngrijite în spital. Îmbunătățirea standardelor în spitale și în locașurile de asistență socială. De fiecare dată una din revendicări a fost avizat acest lucru. Nu s-a văzut pentru că întotdeauna le-au asociat. N-au făcut un protest. N-au făcut unul țintit doar pacient, pentru pacient. Ca să se vadă. Cât la sută din corpul medical, Mircea Ciocan, cât la sută din corpul medical, pornind de la portar și terminând cu șeful clinicii sau profesor universitar, șef în disciplina lui în spital, cât la sută acum au salarii crescute, nu, venituri lunare crescute, și cât la sută s-au dus cu bani mai puțini sau se vor duce cu bani mai puțini acasă? Cinstit! Eu cred că undeva jumătate. S-ar putea balanța să fie chiar să apase mai greu spre cei care merg cu mai puțini bani acasă. Bine! Nu mai am timp să dau pe Olguța, aș mai fi dat-o, mai am foarte puține secunde, să o mai dau o dată când spunea că nu cresc și că nu scad salariile și că toate vor crește, ca să vedeți cea mai ordinară minciună care a fost spusă de un ministru în ultimii 28 de ani, când 50-50% în sănătate, unii au salarii mai mari, unii mai mici. Rămânem alături de cei care fac împreună cu noi și difuzăm împreună cu ei rubrica dedicată centenarului, 100 de ani de la Marea Unire. În fiecare zi emisiunea asta se termină așa și pe această cale le mulțumesc încă o dată. Nu mai am timp, Doru. Zi repede, 10 secunde. Cei care pleacă cu bani mai puțini acasă îi subvenționează pe cei care pleacă cu bani mai mulți acasă. S-au furat între ei. Centenarul. Țărișoara fix cu 100 de ani în urmă. Bună, Elena! Bună, Tudor! Suntem în data de 13 aprilie 1918 și astăzi se întâmplă în sfârșit ceva frumos pentru familia regală a României, cel puțin pe plan familial. Principesa Ileana, mezina familiei regale după moartea principelui Mircea, susține examenul de trecere din clasa 1 în clasa a 2-a. Regina este foarte încântată pentru că Ileana, corectă ca de obicei, decide să dea examenul împreună cu ceilalți copii din clasă, să nu folosească regimul preferențial pe care ar fi putut să-l aibă. În imagini, câteva ipostaze ale principesei Ileana din timpul șederii la Iași 1916-1918, și aici avem în original la Arhivele Naționale lista ei de studii de la Colegiul Hatfield Ascot. Un fel de foaie matriculă, putem spune, nu? Da. Este mai târzie acest document este de data mai târzie, din 1925. Nu avem rezultatele acelui examen din 13 aprilie 1918. Tot în această dată are loc o întâlnire memorabilă, o întâlnire explicativă între Regina Maria, susținătoare a Antantei în continuare, cu sufletul mai ales, și prim-ministrul Alexandru Marghiloman, filogerman convins. Marghiloman îi cere reginei să înlăture cumva norul de nemulțumire din jurul ei și să-i accepte oarecum pe germani. Regina îi spune că va fi de acord să facă asta, numai că în sufletul ei va rămâne în continuare fidelă aliaților
României, adică Antantei, și că ea crede că ne aflăm în tabăra greșită. Deci o altă fotografie, Elena, aici, din caietul reginei Maria. Fotografie lipită la vremea aia, fix 100 de ani în urmă, în caiet chiar de regină. Este interesant că în paralel și Marghiloman și regina Maria povestesc despre această întâlnire, dar în termeni cu totul diferiți. M-aș întoarce puțin la ziarul Lumina, care titrează pe prima pagină salutul Basarabiei către Constantin Stere. Bineînțeles, directorul ziarului este Constantin Stere, deci nu putem spune că această foaie este obiectivă, dar nu este cu mai puțin adevărat faptul că basarabeanul Constantin Stere, pe care îl aveți aici în imagine, a fost unul dintre cei mai fervenți, cei mai, puternici luptători pentru idealul unirii Basarabiei cu România. El a participat la ședința Sfatului Țării din 27 martie stil vechi, 9 aprilie stil nou, în care s-a hotărât unirea Basarabiei cu România și a fost deputat în această ședință și mulți consideră că discursul pe care l-a rostit cu această ocazie a fost hotărător. Cei care erau încă nehotărâți și nu știau cum să voteze au fost convinși de patosul lui Constantin Stere să voteze în favoarea unirii Basarabiei cu România, ceea ce este un fapt istoric. Aici avem procesul verbal al ședinței în care Sfatul Țării a decis unirea Basarabiei cu România în 27 martie 1918.